Acesta este un material video de prezentare a baionetei VZ24 sau a baionetei ZB, cum mi se mai zice pe la noi. Am prezentat deja pușca ZB din dotarea armatei române în al doilea război mondial, link în descriere. O baionetă este o armă albă pentru lupta corp la corp, în formă de cuțit sau pumnal, concepută să fie montată la gura țevii puștii. Orice pușcă aflată în dotarea armatei era însoțită obligatoriu de baioneta aferentă. Practic, baioneta era considerată un accesoriu al puștii și trebuia purtată întotdeauna de soldat. Ea se purta într-un portbaionetă, frog în engleză, care se fixa la centură. Când Zbrojovka Brno a început să fabrice arme copiate după GVR 98, au păstrat producția baionetei produse înainte, pe când fabrica era atelierul de artilerie a Imperiului Austro-Ungar și producea baioneta M1895 pentru pușca armatei austro-ungare Mannlicher M1895. Astfel, baioneta pentru prima armă produsă de ZB, VZ22, o pușcă lungă, era identică cu M1895 și avea o lamă de 25 de centimetri. Pentru modelul următor, VZ23, care era o pușcă scurtă, ZB a produs o baionetă cu o lamă de 40 de centimetri pentru a păstra aceeași lungime totală cu modelul anterior. Dar armata cehoslovacă a indicat că era prea lungă, așa că pentru modelul final VZ24, baioneta are o lamă de 30 de centimetri. O altă particularitate ce s-a păstrat de la baioneta austriacă M1895 este tăișul inversat. Spre diferență de majoritatea celorlalte baionete din lume, M1895 și VZ24 au lama pe partea cealaltă, adică în sus, față de cum se montează pe pușcă. Se vede și după mâner, care are partea profilată unde vin degetele aici, că tăișul este în sus, contrar cu orice alt cuțit. Acest aranjament este oarecum logic, pentru că e mai ușor, după înfigerea baionetei în inamic, să tai în sus, ținând mâna stângă ca și pivot și apăsând cu mâna dreaptă. E mai ușor decât invers, adică să tai în jos, când practic doar apeși în jos cu mâna stângă. Ai mai multă forță mișcarea în sus decât în jos. Baioneta este tipică perioadei. Are o teacă metalică cu un vârf sferic și o gaică de fixare în portbaionetă. Lama are tăiș doar pe o parte și un vârf ascuțit. Acesta e un pic cam bond, dar inițial era mai ascuțit. Garda sau handguard în engleză este destul de groasă și are aici un inel de fixare pentru țeava puștii. Mânerul are două plăsele de lemn fixate cu două șuruburi. Șuruburile au o piuliță destul de interesantă și destul de greu de desfăcut, adică n-am găsit cum s-ar putea desface așa ceva. În partea din spate este sistemul de fixare a baionetei pe armă. Aceasta este o piedică acționată de buton. Aici. Plus, tot pe aici, pe măciulia mânerului, este gaura pe unde intră nutul de fixare pe pușcă și canalul pentru vergeaua de curățare a puștii. Un alt mic detaliu pe mâneri este o mică fantă de scurgere. Aceasta comunică cu canalul intern pe unde intră vergeaua și permite ca să iasă eventualele lichide sau murdărie care a intrat pe canal. Când se bagă vergeaua, teoretic, dacă este ceva aici, se scurge prin această gaură. ZB a fabricat multe baionete și pentru armata cehoslovacă și pentru multele contracte de export. În general, pentru armata cehă au marcajul KSZ Pericaso. Pericaso este această parte a lamei care se află chiar sub gardă. Pe când cele de export au un Z într-un cerculeț.
Baioneta VZ-24 a fost fabricată din 1924 până în 1940. Apoi fabrica a produs baionete pentru Car 98, iar producția a fost reluată în 1946 pentru armata cehoslovacă până în 1950. O baionetă de VZ-24 se potrivește pe un Car 98 și invers. Baionetele românești ar trebui să aibă pe gaica tecei, aici, un Z în cerc și marcajul de acceptanță KM. Iar pe baionetă ar trebui să fie un Z pericaso și pe marginea mânerului KM. Iarăși, aici pe partea de metal. Pe partea din spate ar trebui să fie un număr serial care să corespundă cu pușca aferentă. Mai există un alt marcaj găsit doar pe unele baionete românești. Două capete de cal încrucișate cu un punct la mijloc, pericaso. Acesta este un marcaj al fabricii Copșa Mică cu gir și indică că sau acea baionetă a fost fabricată în România sau că a fost recondiționată în România. Sursele pe care le-am putut găsi sunt puține și neclare. Există și baionete cu marcaje ale armatei cehe sau slovace, care au și marcajele românești. Semn că unele baionete deja produse pentru alte armate au fost redirecționate către România. Baioneta mea, din păcate, nu iese din contractul românesc. Nu are niciun marcaj aici pe teacă. Pe ricaso este KSZ cu un N de dedesubt, iar pe laterala mânerului este un E3 urmat de un leu și anul fabricației 38. Acest E3 cu leu este marcajul de acceptanță a armatei cehoslovace. Pe partea din spate este un număr de serie, dar nu este în formatul românesc. Se poate vedea că gaica de prindere a tecii a fost reparată la un moment dat. Au pus aici ceva bronz sau cupru. Portbaioneta este din piele și este de fabricație românească postbelică și are doar un 33 ștanța pe spate. Nu am încercat să bag teaca, ar trebui căscat aici și această ureche să iasă prin gaură, dar dacă o bag, după aceea sigur nu o mai scot. Ea așa se purta la centură. Baioneta era totdeauna fixată în port baionetă. Această gaică era trecută prin centură și se scotea doar baioneta când se fixa pe pușcă. Fixarea se face destul de ușor. Se scoate baioneta. Se introduce vergeaua în gaură. Apoi aici este nutul de prindere. Se apasă un pic ca să treacă. Și e fixată. Foarte solid. Acesta e inelul care se sprijină, se aliniază cu gura țevii. Pentru scoatere se apasă butonul și se trage în sus. O întâmplare interesantă cu această baionetă. După ce am achiziționat și pușca și am încercat să fixez baioneta cu vergeaua pe pușcă, bineînțeles, dar nu intra vergeaua. Canalul din mânere era clar înfundat. Credeam că e doar mizerie întărită și m-am chinuit ceva până am reușit să eliberez canalul. Dar nu era mizerie, era o bucată de cârpă de curățare pe care cineva a reușit să o îndese în mânerul baionetei. După cum arată, cârpa asta e foarte veche, poate chiar din război. Baioneta VZ-24 e destul de comună în România, fiind un suvenir al multor soldați întorși de pe front. De asemenea, fiind o relicvă din război, dar care nu necesită permis de portarmă, este colecționată de mulți pasionați de istorie militară.